Bună dimineața! La mulți ani tuturor berbecilor pentru că am intrat în sezonul lor, iar până pe 19 aprilie vom simți această dorință de a începe lucruri noi, ne revine cheful de viață și avem șansa ca Universul să ne arate calea corectă. Deja de azi simțim o doză de optimism și că scăpăm de starea de letargie și epuizare din ultimile săptămâni. Berbec, ai putea simți un impuls puternic de a-ți urma pasiunile și de a-ți asuma riscuri în direcții noi. Este momentul să te pui pe primul plan și să-ți prioritizezi propriile dorințe, iar astăzi ești încrezător că totul este posibil. Taur, după o perioadă în care planurile ți-au ocupat o mare parte din timp, este momentul să ceri lucrurile și să-ți alegi direcția în care vrea să progresezi. Mulți tauri vor intra la dietă, ocupându-se mai mult de corpul lor sau de propria casă. Gemeni, este un moment excelent pentru a-ți extinde rețeaua socială și pentru a-ți urmări obiectivele pe termen lung. Prietenii și cunoștințele vor juca un rol important și te pot susține în planurile tale. Rac, în următoarea perioadă îți asumi mai multe responsabilități și îți demonstrezi abilitățile profesionale. Cariera și imaginea publică vor fi importante pentru tine și nu vei face compromisuri. Ziua vine și cu ceva câștiguri. Leu, ultima perioadă ți-a arătat pe cine te poți baza și poate nu ți-a fost foarte limpede care sunt pașii pe mai departe. Următoarele săptămâni aduc claritate, dar și multe interacțiuni cu instituții și noi demersuri legale. Fecioară, ai putea simți nevoia de a te elibera de anumite legături sau de a renegocia aspecte legate de finanțe și parteneriate. Va fi o perioadă în care curajul îți va spune cuvântul și vei fi mai direct, dar și abrupt. Balanță. În următoarele săptămâni vei cunoaște oameni noi, posibil parteneri de viață sau de afaceri. Ce trebuie să știi este că aceste relații vor avea o semnificație mai specială decât în trecut. Scorpion, conform proverbului bate fierul cât e cald, vei avea multe oportunități să avansezi la locul de muncă și lucrurile se întâmplă rapid, deci fii pe fază. Nu neglija sănătatea în această perioadă. Săgetător, a venit momentul să ieși din casă și să-ți reactivezi spiritul aventurier. Ai șansa să-ți pice cineva cu tronc și să ai motive de bucurie. Mulți nativi vor călători mai des, dar se vor implica și în proiecte noi. Atenție la vechi iubiri ce pot reapărea! Capricorn, după o perioadă de șovăiel și decizii amânate, acum apeși pedala de accelerație, mai ales în spațiul privat al vieții tale. Acasă vei prelua frâiele luând decizii pentru cei din jur. Vărsător, curiozitatea ta este amplificată, vei explora lucruri noi și vei cunoaște oameni cu inițiativă. Este o perioadă în care acțiunile tale pot aduce noi contracte și parteneriate. Pești, aspectele financiare ale vieții tale sunt în lumina reflectoarelor. Acum este timpul să acționezi plin de curaj și încredere. Acceptă propunerile ce vin spre tine, mai ales dacă implică o mare parte din abilitățile tale. Acesta a fost horoscopul. Să avem o primăvară frumoasă și mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru. Mulțumim!